Fumatul e interzis în interior, dar chiar sub camera de supraveghere, o grefieră sau o judecătoare fuma la tribunalul Ilfov, sus acolo unde noi nu avem acces. Dar fumul vine și la noi, el nu știe de restricții. Amenda e enormă pentru intrată acolo, dar ori pentru fumat, cât e amenda și cine s-o aplice? Căutam cine produce fumul de țigară care mă otrăvește. Și am găsit. Nici noi nu aveți voie să fumați aici. Dar nu fumezi. Am gândit miros de fum, de țigară, și am vrut să văd cine produce fum. Și am văzut niște grefieri sau cineva de sus. Și ați filmat? Da, normal. Și fuma cineva? Fuma cineva, da. Da? Trei persoane văd fumând până acum. Și am crezut că nu folosiți camera. Ne puteți arăta și m-au filmat? De ce? Vechi și defect. Mi-au spus pe internet. Nu cred că nu știu. Îmi pare o chestie curentă, au și scaune acolo. Cred că fac asta în fiecare zi, fiecare oră. Dar acolo mai este o scăsaua, nu neapărat, la țigare. Dacă mergem acum în vreun, să găsim probabil o grămadă mucuri de țigare. Dacă nu, cumva s-au mobilizat, acum se strânde tot. Ziceați ceva de proces verbal? Un avertisment. Pentru ce? Scris pentru că ați intrat în zona cu acces. Da, dar am vrut să investighez o situație de pericol de sănătate publică, foarte important. Da, și veți primi un avertisment pentru că ați pentru ce? Respectiv. Da, oamenii ce e pentru că fumează? Vreau să vă înțeleg. Numărați dumneavoastră mucurile de țigară de acolo și scrumul, ia uitați-vă, până jos vine scrum de țigară. Bine că nu-mi tăiați mâna. Aici, nu vă tăie nimeni nicio mână, veți primi un avertisment verbal. A, verbal? Nu, scris totuși. Îl consider totuși abuziv și nu o să fiu de acord cu el, o să-l contest. Avertismentul. Scrisul poate contesta. De acord. Cred că asta e mai degrabă formă de intimidare a mea ca să nu mai dezvălui ilegalitățile de aici de la tribunalul Ilfov. De exemplu, monitoarele astea, de ce sunt folosite? De câți ani vine eu pe aici, ele tot timpul spornite și nu arată nimic. Pentru ce le mai băgați în priză și consumă curent? Dar nu le băgăm noi, asta e problema IP-ului, nu știu ce să faci. Ok. Și-a fumat afară cu ocazia asta, dacă au controle. Tot aștept. Judecată. Tribunal să mă distrez. Așa,
Poftim? Filmați și acolo. Am filmat. Da? Da. Da, dar interesul public e mai mare. Da. Și dreptul meu pe care mă bazez, e un drept fundamental. Libertatea de exprimare se numește. E apărat de Constituție și de Convenția Europeană. Interdicția dumneavoastră e un ordin intern, chestie. Dreptul meu e universal și fundamental. Să fie ușor, eu din cadrul JJ-ului. Puteți să-mi arătați și de estimație? Nu, eu nu v-am arătat tu de nimic. Stați până nu demonstrați că sunteți polițist sau jandarm. Și eu pot să găsesc o harnă de asta pe gard. Da. De estimație, vă rog, sau insignă. Adică una e să ai toată ziua copilul în depinii și alta este să nu fii într-o parcă ori, nu știu ce. Și să fii atât de... Fără fotografie, dar nimic, da? Cum vă numiți? Tănase Nicușor. Ok. Și ăsta e buletinul meu. Deci asta cu el nu trebuie luat în context. Adică nu poți să analizezi. Da. Și așa asta e mă să punem atât. Ce ziceți? Haideți, vă rog, să... Puteți să opriți lumea, că nu se mai întâmplă nimic. Da, nu se știe. Au fost oameni bătuți, maltratați, n-am alt marg. Suntem aici pe voi. Trebuie să cereți înregistrări, nu este nicio problemă. Așa să-mi zic că s-a stins lumina sau că a fost o defecțiune. Tehnică și nu mai este înregistrarea, mai pățit din asta.